Simțiți? Miroase primăvară. Aerul de unde? Am plecat. De acasă. Bine ați venit, dragii mei. Bine v-am găsit. Așteptarea s-a terminat. Trecem la treabă. Simțiți, da? Tu simți, da? Eu nu. Tu nu vrei să simți? Dumneavoastră simțiți, da? Eu... Aerul de afară? Nu, și de eu nu prășesc cu domnul Călnescu. Aerul de acasă? Nu prășesc cu domnul Călinescu. Deci nu vrei să simți. Nu vreau să simt. Eu simt. Vreau okay? să simt alte lucruri. Îmi pare rău, eu nu sunt nesimt, nu, eu simt. Nu aerul domnului Călinescu de la vagă, da? Unde deci era? Simt și gata. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii noastre, care, Ora de Veche se cheamă ea, sunt Adrian Sturza și împreună cu colaboratoarea mea, inestimabila, nemaipomenita și... Sunt eu colaboratoare? Nu? Așa e, dacă zici tu. Da, ce ești? Nimic, nu știu. Nu-ți place colaboratoare? Ok. Cu comoderatoare? Coproducătoare? Cum vrei tu. Începem prost, dar ne redresăm pe parcurs. Emisiunea se numește Gândacii Liberi. Nicio legătură cu domnul Florin Călinescu de înainte, era doar așa un fel de intro care, pe care eu l-am vrut așa un pic mai la sentiment, mai la emoție, la gros. La ce teme avem în emisiunea asta? Da? Pentru că e o emisiune grea și nu vom discuta despre tot felul de războaie mondiale care stau să crepe sau să înceapă, de fapt. Știți cum e? Ca povestea cu lupul. Vine lupul, vine lupul, vine lupul, vine lupul și nu vine lupul. Și când vine lupul, toată lumea doarme. Nu, dar mă rog, oricum, crezi că ne interesează ce se întâmplă? Nu. În țărișoara asta? Nu, nici în țărișoară. Crezi că în țărișoară, haide, uite, să facem niște încercări. Hai să încercăm să vedem. A existat în acest weekend minunat un meeting aur la care a performat pe scenă nimeni altul decât teologul Mike. Teologul Mikey a spus niște vorbe care au șocat lumea creștină. Mike și cu Georgica. Ce de pretutindeni. De pretutindeni. Nu pot să ratez asta. Deci... Mă, ce combinație, Mike și cu Georgica. Și tare. Vreau să vă anunț pe această cale, estimați ascultători și teleascultători, că emisiunea asta nu va mai fi... Noi vom patina într-un registru, sau eu personal, nu știu dacă colaboratoarea mea aici de față, care e puțin supărată, mă face același, mă va urma, dar eu încerc să, nu pot să mai iau în serios ce se întâmplă în România. De mi se pare că există persoane care acționează cel puțin decerebrat. Și nu poți, adică și culme, că spăla butoane. Dar hai să-l vedem întâi pe Mike, a nostru, regia. Dacă găsiți filmulețul, e foarte scurt, câteva secunde. Noi vă spune ce s-a întâmplat de fapt. Regia? Pentru a vă spune ceea ce Mântuitorul a spus-o imediat după înviere. Români, nu vă temeți! Nu vă temeți pentru că suntem puternici în credința pe care am primit-o de... Deci, Mântuitorul a spus-o imediat după... Nu știu ce, s-a întâmplat ceva acolo. La românii nu existau pe atunci. Bă, dar nu știu la ce Mântuitor s-o... Că nu a pronunțat niciun nume. Există două, toată lumea știe, da? Iisus Hristos, e un nume și o funcție. Nu știu dacă lumea înțelege treaba asta, probabil că unii știu, alții nu. Da? Deci unul e nume, e Yeshua. Nu? Ăla e numele. Hristos e job. Știm asta. În general vin cu job. Deci nu știe nimeni numele persoane care va veni. Ăsta e, bun, știu o mână. Că te bate biserica, îți spune că faci blasfemie. O mână de oameni știe cum o să-l cheme pe cel ales, da? Sunt, în cazul ăla au fost trei regi magi și cam atât. Și părinții, Ana, mă rog, cine mai era pe acolo, prin zonă, Ioan, dar era o mână de oameni, da? Nici nu știu dacă știau numele sau au recunoscut persoana când i s-a arătat, că, de exemplu, cu Ioan e o întreagă poveste.
Numele e o întreagă poveste. Că nu prea deci asta e numele. Numele, forget it. Deci numele nu. Dar se știe job description. Ok? Și se știe că, bun, este promir. Mă rog. Acum, nu știm cine e mântuitorul lui Mike. Care a zis români. Mai dați-l o dată, că e senzațional. Și îi se taie și vocea de atâta logo. Îi se neacă de emoție. Îi se neacă vocea de prea multă benzină. Îi se neacă. Pentru a vă spune ceea ce Mântuitorul a spus-o imediat după înviere. Români, nu vă temeți! Nu vă temeți pentru că suntem puternici în credința pe care am primit-o de... Credința nu o primești, mă. E și o greșeală. E, și gramatică, și povești. Sunt multe povești aici. Dar, una la mână, să nu credeți că vă o să primiți vreodată credință. Nu o să primiți nicio credință. O credință o dezvoltăm. Dacă mergem pe această cale metafizică, na, care duce spre dumnezeire, care se deschide sub pașii noștri, mă, Mike. Dar, mă, de ce să te duci unde? Unde a fost? La Cambridge, la Sorbonne, unde a fost? De ce să te duci, mă, să bați drumul până acolo, să citești, să umpli... Hai, tragi, respiri praful de pe cărțile alea vechi. Știi cum e la el? Te duci cumva și te întorci altcumva, nu vreau că... Nu, Tismăneanu scrie astăzi despre metamorfoza lui Ilie Șerbănescu și așa pot și eu vorbi despre metamorfoza lui Mihai Neamțu. Da. Pentru că eu l-am cunoscut într-o vreme în care chiar mi-era drag, era un tip de carte și... Nu, la început era cumințel, își vedea lungul nas. Ăștia cuminței, ăștia. Da, după... Păi, dar Lavric nu-i cealaltă mare dezamăgire? Se întreba astăzi cineva cum Dumnezeu, vechi fan al emisiunii noastre, se întreba public pe contul lui de Facebook... Ce-a pățit Lavric? Nu, cum se simt Liceanu și Cupleșu care l-au cultivat ani de zile. Nu e, nu, asta... lor e, hai să nu s-au întindem, mântrit cu el. Hai să nu întindem vina, pentru că nu știi cine, nu știe nimeni ce zace în fiecare dintre noi. Nu. Da? Da? Și acum, pe bune, e o epocă... Deci nu era o vină. Se întreba bietul om cum se simt ăștia, că păi l-au promovat și au crezut în el. Sper că they don't give a shit, pentru că... Deci eu n-am crezut în el. În Lavric? Deștept. Bă, tu ai crezut și în Cătălin Predoiu, dă-mi voie să spun, un pic. Mamă, carte știa, eu l-am prins într-o perioadă în care, da, față de restul care și vreau să spun că... erau exact funcționari la vremea la Ministerul Justiției, era o lumină. Exact, adică, uite... La prostia la Ministerul Justiției sau de la... Ne-am filmat pe camerele lui... Servilismul de acolo. Am filmat pe camerele lui Eugen, ăsta, lui George Simion, da? Că era așa și el pe acolo cu Bastrami, n-ai de unde să știi ce, și ce cred eu, ce cred eu, cum mă simt eu că Eugen Simion a devenit ce e acum. Da? Și răspunsul e, I don't give a shit. Ăla era atunci, ăsta e acum, nu știi ce zace în oameni, este un timp minunat, timpul vieții noastre, ăsta, care e, da? Studenție, tinerețe, veselie, câtă mai e, mă rog. De ce? Pentru că e un timp în care fiecare dintre noi arătăm ce putem. Nu. Ce zace în copil? Poate înțeleg și românii că trebuie să judecați, dragilor oamenii, după fapte, că de vorbe suntem sătui. După fapte. Deci domnul Neamțu, cum îi spunea Mike. Mike. Cum îi spunea Mike lui George Simion la vreme de COVID? Cu mintea rătăcită. Da, nu știu, îl făcea albie de porc. Da, și acum e numărul 1 pe lista de Europa. A ajuns 1? 1. 1 e. Da. Deschide lista. Măi, să știi că el avansează. Dă din coate, mai. Adică e peste Terheș, peste Garcea. Mă, da, de ce l-ai pune? Acum peste Garcea, pune basma pe cap lui Garcea. Deci ok, dar de ce peste Terheș? Că ăla măcar a zbirat în Parlamentul European. Și a asumat niște rahat. El a muncit pentru ei și l-a uitat. Mike? Bun, da, acum să fim serioși. Eu nu sunt un fan. Adică... Terheș a venit tot din afară. Terheș acolo a reprezentat Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat. Alu Pavelescu sau... Bă, cu cheia la grâu nu mai contează. Cu cheia la gât. O să-l vezi și pe la candidat, stai liniștit. Măi, ăștia, încă o dată. Stai că n-a intrat Șoșoacă în competiție, că a zis că s-a răzgândit, nu mai vrea primăria ea și o vrea pe cea de la București. Bine, știi cine vine puternic din umbră, din spate, din... Ia zi tu, ghicitoarea mea, în afară de Gușă. Gușă? Sau la el te referi. Gușă nu vine, el pleacă. Nu, a zis Lulea că nu-l primește. Da. Deci asta spun el. Știi cum e când ești pe șosea și zici, mă, ce fac, o mașină, vezi că, zici, ăsta vine sau pleacă? Sau se duce? Știi? Nu știi. Nu, eu rămân la fanul meu, că Florin Călinescu e fanul meu.
De ăsta de Călin Georgescu nu mai știi. Candidat, l-a uitat. Cred că s-a retras. Și dacă va candida la președinția României, nu se complică el cu primăria București. Dar toți, eu vorbesc de candidații la președinție. Ăștia ar face orice numai să nu-l vadă pe Joana. Da. Să-l vadă pe Institutul Aspen în România la conducere. Deci astăzi, Cornel Istorescu are un editorial în care te crucești. Eu n-am mai citit așa ceva de la Oda Americii, de la Cântarea Americii. A sunat. Doamne, știi cum e acolo? Dintr-o dată, deci ieri s-a lepădat de Simion, l-a făcut bucățele pentru lansarea de la Târgoviște. Păi la un om de talentul dumnealui. Și astăzi a venit pe tipsie să ne-l prezinte pe marele catindat. John? Care e nemaipomenit, cel mai tare din toată România. El înțelege, sigur, că doar nu suntem proști aici. Careva, că Joan înseamnă globalismul american și până în acum, formă pură. Și până acum nu era cel mai mare fan al suveranismului? De dimineață până seara și noaptea, prin somn, în vis, cred. Întâmplă mai nu. Deci mai... Deci după 4 ani de suveranism... Nu răspund la întrebarea asta. Mie să-mi dați poza cu Călinescu și Mizil și cine mai e acolo. Pozulică. Poza aia cred că știu și eu. Da, ce frumusețe. La vremuri noi, tot noi. Da, mă, uite, băietul ăsta, adică Dan Diaconescu, are voie să se ducă puțin prin Bulgaria. Îi dă voi instanța, s-a cerut în Bulgaria, nu știu trebuie să fac el acolo, dar s-a cerut. Să mănânce pești. Și s-a zis, da, ok, te duci, mă, băiețică. Mai ținte când au ținut-o pe Chiovesi 8 ore la, acolo, au lăsat-o noaptea specială. Și au pisat-o de, n-am mai știut de ea. Da, la secția control judiciar, n-avea voie să plece nicăieri. Domnul acela, Serghei Mizil, face niște reclame. Dar ce-i drept, Chiovesi nu făcuse nimic cu minore. A, da, da? Normal. Bun, deci să avem un pic de... Păi și tovarășul... pot să-i spun tovarăș sau îi zic altfel? Nu, domnul Florin Călinescu. Da, domnul Florin Călinescu. Tocmai ce a ajuns la concluzia că această alianță PSD-PNL, adică PSD care a înghițit PNL, cum ar spune un clasic în viață, a fost făcută de frica Laurei Codruța Kövesi. Da. Adică se cheamă delir. De aia s-a unit așa. Nu, delirul urmează după. Delirul este când începe să spună că acum l-ar vota pe el. Da. Acum ea nu mai vine și... Da, eu zic, se întâmplă lucruri. Pe de altă parte, asistăm la o restaurare. În sfârșit, dați-ne și nouă filmul cu un mare penal al României. Am voie să spun asta? Adrian Severin a făcut pârnaie până la urmă. A făcut, nu? Da, a făcut. E condamnat. De ce? A fost în închisoare. Da? Da. De ce a făcut? E pârnăiaș. Da. Pârnăiașul de externe, al României. Da. Da? Unul dintre ei, ar trebui să fie mai mulți, dar nu o intrăm. Alții n-au făcut, că o să vorbim și de Popovici, care scapă... Stai așa, hai să vedem pe Severin și pare să fie domnia sa, dacă nu cumva dați numărul de telefon, dați un telefon și imediat vă luăm și vă rectificăm, dar nu vă vedeți. Severin, haideți cu filmul ăla. Transmite mesajul doamnei ministru de externe, Lumița Odobescu, spunându-i că este pe lista, unul dintre capetele listei celor care vor fi făcuți sapi spășitori pentru ceea ce se întâmplă în politica noastră externă. În momentul în care o anumită schimbare în situația internațională se va petrece și această schimbare se apropie și în momentul în care această schimbare va impune schimbări în politica noastră externă, se vor căuta responsabili pentru dezastrul acestei politici externe, pentru că România va fi atunci pusă în fața unei note de plată foarte, foarte substanțiale. Și trebuie să o anunțăm pe doamna Dobescu că listele cu responsabili deja sunt făcute și domnia sa, care se bazează pe ideea că dacă slugărește bine este ferită de pericole, trebuie să știe că e pe listă cu nume și prenume. Corect. Și are două posibilități, ori să plece cât mai repede, să demisioneze, sau cealaltă este să adopte câteva atitudini pe care apoi în fața instanțelor care o vor judeca să le invoce în apărarea sa. Eu spunem cu toată prietenia, să știe că este în colimator deja, este pusă acolo pentru că vor trebui niște țapi ispășitori sacrificați și ea este deja cu nume și prenume pe lista țapilor ispășitori. Poate că nu știe lucrul acesta, mai mult ca sigur că nu știe, dar iată că sper ca cineva să-i aducă la cunoștință pentru securitatea personală a domniei sale.
Eu spune. Deci el e parte din grupul ăla. Da. Nu? Da, da, da. Foarte interesant. Nu atât interesantă cât năucitoare, din punctul meu de vedere. Nu? Nu ți se pare? Rămâi este puțin... Este amenințare rămâi... pe față. Da. Da. Băi, al unui ministru aflat în funcție, da, de către un fost ministru de externe, da, care a cedat teritorii românești. Corect. Printre, și n-a fost băgat la pârnaie pentru asta. Deși eu l-aș băga și l-aș ține acolo câtă viață mai are în dumnealui, în domnia sa, vorba băiatului. Spune, cum ți se pare asta? De ce nu-l arestează nimeni? Nu știu. Deci vorbește, omul ăsta vorbește de un grup care face liste cu miniștrii negre, români. Și le are, gata, făcute. Da? Dar mai este o chestie care... Șantajează și amenință. Șantajează, amenință și mai face un lucru. Avem liste cu țapii spășitori. Altfel spus, noi cei care vom prelua puterea, pe unii îi vom scuti. Da. Îi vom ascunde, îi vom omite, îi vom acoperi cu umbrele, cu ce vrem noi, în cotloane, în peșteri. Și pe alții îi vom pedepsi, îi vom folosi drept sapii spășitori în piața publică la asesori. Și doamna Lumința Dobescu e un sapii spășitori. Întrebarea mea, dacă l-aș vedea în momentul ăsta pe Severin, ar fi, bun, ăștia sunt sapii spășitori, vinovații ce faceți cu ei? Ca să vinovați de ce? Care Păi nu, l-am exact, spus de acord. Exact. Termen vagi, da? Responsabil pentru dezastru politicii externe. Ok, care dezastru? Cu subiect și predicat. Dezastru e că, uite, ai retras din ceva... Ucraina și nu Rusia. Asta este dezastru politic. Vorbe meșteșugite, lăsate în doi peri. Eu personal, dacă aș fi Luminița Odobescu, aș pune mâna pe SRI, nu, dacă aveți ofițerul de caz, dacă nu doarme pe dumnealui, că acum, bun, e războiul ăsta care e... Aș face plângere penală. Eu, Luminița Odobescu, la parchetul general, că acest domn mă amenință. Și direct o scrisoare la SRI. Poate a trimis. Nu mai zic să știi. Bă, spuneți-mi și mie, am impresia că e un grup care m-a trecut pe o listă neagră, uite ce zice omul ăsta, poate fi un deepfake, să vină cineva să arunci un pic de lumină, că e puțină beznă. Deci un fost ministru care a cedat teritorii românești, ca un sconx, nu poți să spui sconx, că sconx și nu sunt miniștri de externe, mă rog, unii erau, e complicat, vine și amenință, uite așa, pur și simplu, da? Lui cum i-ar fi plăcut să fie ministru de externe și să-i zică cineva chestia asta? Băi, tu știi că ești pe liste negre, că ai cedat insula șerpilor? Și nu că ai fi vinovat, ci că noi te folosim pe post de țapii spășitori. Țapii spășitori? Da. Mai rău, e mai rău. Adică trebuie să tăiem pe cineva. Vino tu, uite, ia-l pe ăla, că e mai grav. Aleator. Vino tu, vino. Te-am văzut că ești fată. Înțelegi? Știi? Da, nu știu dacă pe sex și asta. Nu. Poate că după ochi albaștri. Nu am dat cu pat. Așa nu dăm, nu vreau nici supoziții, dar ei știu ceva. Cu nume și prenume. Părea că știe ce vorbește. Ea și-a arestat pe toți. I-aș băga un pic la, acolo, la șobolanul vesel. Nu dacă nu se plânge nimeni. Deci zona asta a luat foc în România, lăsată nestingherită, de niște oameni politici care efectiv și-au bătut joc de țara asta. Nu, au altă treabă. Și zona asta, nu, lasă, că zona asta n-ar prinde, lasă ce visează ei liste. Dar n-ar prinde la public dacă băieții ăștia din coaliția lui Pește Prăjitea lui Klaus Iohannis, moșită de Klaus Iohannis, și-ar fi făcut treaba. Dar dacă nimeni nu-și face treaba în țara românească, sigur că omul se uită în jur și zice, bă, nu-i mai vreau pe ăștia, unde să mă duc? Nicoleta, îmi pare rău că ești o colaboratoare a mea, o să piseze emisiunea asta, cuvântul ăsta, până... Nu știu la ce colaborăm, dar dacă zici tu că colaborăm, colaborăm. La emisiunea asta nu colaborăm? Dar suntem mai mult decât colaboratori la emisiunea asta. Păi și atunci? I-am spus că ai căzut ștacheta jos, atâta tot. Asta era plângerea, am înțeles. Da. Bun. Mai mult decât colaborăm, așa mi se pare. Bun. Dar putem spune că colaborare, că nu e o greșeală. Da, și colaborăm. În fișa postului intră și colaborare. Bun. Ce vreau să zic e că m-am și deraiat cu asta. Bă, dar tu nu știi de glumă sau ce? Închipuieți că fiecare alege, nu? Că e război. Băi, tu care treabă? Că români, nu? Stăm pe gar până când putem. Și la un moment dat nu se mai poate sta pe gar, că ăsta nu-i. Da? Tu înțelegi cam ce a produs Traian Băsescu în momentul în care i-a băgat pe americani aici 100 de ani? Da. Eu știu de atunci. Lumea, dumneavoastră înțelegeți că oamenii ăștia au făcut, deci au înroșit liniile scurte. Deci eu m-am săturat de eticheta de băsistă. Până aici. Deci oamenii ăștia, deci a zbârnit telefonul din Moscova, a sărit vopseaua după pereți, că toată lumea dormea. Bă, ce faceți acolo? Da?
Acum poate înțelegem și de ce toată presa românească aproape, noi am încercat să-l susținem, spunând că, bă, stați așa, că omul de fapt e patriot, indiferent ce crede. A urmat scenarii unul după altul și a fost măcelărit în presă și fără niciun fel de zice, mă, ce au cu el? Nu mor de dragul lui Emil Constantinescu, dar niște merite le recunosc. A ieșit recent cu prilejul aniversării NATO la un podcast la Europa Liberă și a povestit cum a găsit el nu doar el ca președinte, da, și la guvern și la fiecare minister, erau linii roșii direct cu Moscova. Și a avut tupeu să le desfințeze și el este cel care a adus linia directă cu Washingtonul. Scandalul lui cu Rona Hartnell, da, pe vremea respectivă. Imediat ce a picat, și Dumnezeu să o ierte, imediat ce a picat Emil Constantinescu, a venit Ion Iliescu, care și-a pus înapoi firul roșu. Pentru că nu țin minte perfect cum a venit să ne povestească. Carol Sebastian a plecat de la BBC, a venit la noi, a scris povestea firului roșu, s-a dus înapoi la BBC și a făcut treaba, mă, Carol. Deci, domnul Ion Iliescu a găsit de cuvință că el n-are ce discuta cu America și și-a reinstalat firul roșu. După care a câștigat Traian Băsescu și a desfințat firul cu Moscova și nu doar că a pus firul cu America la loc, ci a făcut tratatul pe 100 de ani care stă în gât de ceva ani, destui, din 2000. Lumea nu înțelege, probabil că băiatul ăsta, în sfârșit, acum e încă în viață, nu-i facem statul. Domnului, lasă porcările, eu vorbesc de relația cu Rusia. Dacă l-a mai înfruntat cineva în țara asta pe Vladimir Putin. Păi a avut cineva... Păi a avut cineva sânge pentru asta, cât trebuie. În trompețică, nu. Da. Dar, bun, acum despre uite... Despre asta vorbim. Și acum îl iau și... Și să nu mă faceți băsistă, că știu ce vorbesc. Îl măcelăresc în piața mare. Înțeleg? A, normal, în continuare. Pentru că... Toată nebunia aia, că era o luptă, Băsescu versus Felix Motan. Care e luptă? Tăriceanu a acționat de capul lui când brusc n-a mai răspuns la colaborare, că nu era vorba de comandă. Cine l-a sfătuit? Și-a și spus, au povestit scena când la restaurant, că Călin Popescu, Tăriceanu a mers cu Sorin Roș Castănescu și Sorin Roș Castănescu i-a zis, stop, nu pleci, prinde-te de scaun, rămâi acolo. Asta nu înțeleg oamenii ca Severin, da? Pentru că personal eu cred că nu sunt echipați să înțeleagă chestia asta. Nu. Aici, Adrian, nu sunt de acord cu tine, iartă-mă. Deci, monitorizând presă și citind zilnic, că citesc zona care nu-mi place, chiar dacă nu-mi place. Și Andrei Marga a răsărit din spuma mării la loc. Și ministrul de externe, pe vremea, da, lui Ponta. Și scrie fragmente din carte. Ministrul de externe, pe vremea, da, agentului chinez, da, Ponta. Așa că Marga al cui o fi. Păi, eu ce stresez aici? După aceea, Octavian Știreanu, azi, da, cu oficiosul FSN, a dormit niște ani buni, s-a trezit din somnul meu, scrie la 3-4 zile, da, un editorial. Produce. Nu se poate face. Băi, a crăpat Ilie Șerbănescu. A murit, da, și Ilie Șerbănescu. El de ce nu mai stă? De ce nu prestează? După lumea e la altă de acum. Mai complicat. Păi asta s-a terminat, dar am văzut cum este, uite, domnul Nistorescu. Câtă lume, câtă lume plânge. Păi, să-mi spună Nistorescu, cum împacă editorialul Progeană, Institutul Aspen și Globalism. Care? Imparțial. Și editorialul la fel de elegios despre Ilie Ștefănescu. Măi, am învățat care acum, meserie. Pe care l-a invitat la Express. Da, am învățat meserie, era un adevărat... Simona Ionescu, editorial, ziarul financiar, 6 luri de poziție că a fost director editorial. Nimic nu e mai grotesc decât o pomană a unui comunist. Da, da, uite, apropo de Hurezeanu și Neculae Constantin Munteanu, au venit și au zis așa, nici nu ne vine a crede ce a putut să ajungă în ultimii ani de viață Ilie Ștefănescu. Și întrebarea lor e unde s-a produs... declicul. Mai contează? Nu mai contează. Despre mor suma de bine. Nu. Nu? Nu. Atunci pot să spun, nu mă cer, da? Știi, știi ce a spus Neculae Constantin Munteanu? Ia răspunsul la comentarii lui Tismăneanu. Trebuia să realizez când și-a dat nevasta afară din casă. Cine-i Ilie Șerbănescu? Serios? Da. La ce vârstă?
Deci undeva la... Nu știu, asta e complicată, că cu nevestele să știi că e ciudat. Cine știe? S-au certat între doi oameni. Există tot felul de povești. Bun, atunci, atunci ne ducem și vedem că el știe de unde vine. Din Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat. Ei, bun, așa. Bun, de acolo pleacă și Norica Nicolae. Pavelescu e tot acolo, știi? Bă, nu, Pavelescu a venit mai târziu. Pavelescu întâi și-a făcut veacul ca avocat al lui Sorin Roșca Stănescu. Foarte bine, deci noi să fie sănătos, dar încerc să spun că nu e ca și cum calitatea de membru PNCCD este o ștampilă pe caracter. Păi nu, că e căpătată mai târziu. Scuze, al lui Sorin Ovidiu Vântu. Deci după ani de zile în care a fost șeful echipei de avocați al lui Sov, a intrat în PNC. În sfârșit. Măi, există două petiții. Foarte interesant articol. Foarte interesant articol, Oana Despa, the best. Oana Despa, o fată minunată. Îndrăzneața Oana Despa și bătăioasă. Păi Oana da, Despa. Dacă România, dacă cineva are, nu vreau să vorbesc urât, dar dacă cineva are testosteron în țara asta, pare rău, dar nu sunt bărbații. Dragul meu, eu am pus pe perete postarea Oanei. Și a luat 3 like-uri? A luat 30, doar. Bun, e bine. Stai mă, e... Deci orice am pus pe Rusia, la Navalny, la între 10 și 30 de like-uri. Ușor cu, că nu se știe. Dacă o pun pe Zuza, scot 500. Aș. Dacă pun cuibul de barză, scot 200. Dacă orice aș pune, e peste 200. Dacă vorbesc ceva de ruși, deci acasă să te uiți la televizor să vezi că cineva îi înjură pe ruși, e plăcut. Îți place, auzi, nu te vede nimeni că la asta te uiți. Dar să pui acolo un like, să mă înjuri eventual, dar să zici ceva, nu. Să ai o luare de poziție. Asta nu se face. Două petiții prin care li se cere ajutorul lui Vladimir Putin și Xi Jinping pentru salvarea României de regimul politic iudeo-euroatlantic au fost făcute publice în ultimele săptămâni. Da. Semnatarii, un grup de inițiativă, Grupul pentru România, cum altfel, că nu o să te intitulezi grupul pentru cine? Pentru Rusia, Bulgaria? Păi nu, pentru da? Ei cât timp le cere lor să vină să-și facă mentrele pe aici. Cer ajutorul Rusiei în calitate de putere mondială care a influențat decisiv istoria contemporană a României, zice. Da. Oana Despa, eu zice că uite, în rău a influențat-o decisiv și de toată jena, da? Zic că băieții ăștia, autoritățile statului român nu reprezintă interesele României, ci interesele colonialiștilor occidentali care jefuiesc și distrug țara de foarte mulți ani. Și fii atent, și care au avut atitudini politice și dușmănoase, politice dușmănoase și provocatoare la adresa Federației Rusiei. Asta e scrisă de securiști, de milițieni. Bineînțeles. Deci asta e lingo de milițianul, de porcul după scara de la bloc, da? Care zicea că ai atitudini dușmănoase. Se securiști de aia, de topor, înțelegi? De nici măcar plimbați prin Petre Roman, prin Franța. Știi când a fost publicată? Dușmănoase, da? Stai un pic, nu-mi tăia. Deci, fii atent. Deci, colonialiștii occidentali, da? Care au avut atitudini, acum nu știi ăștia colonialiștii sau autoritățile, cred că autoritățile, atitudini politice dușmănoase și provocatoare la adresa Federației Ruse. Și răspunsul meu și întrebarea mea e și ce dacă au avut? Poate că poți să ai un politician căruia să nu-i placă Ghana. Sau Uzbekistan. Și bă, ăia în Ghana, nu știu ce fac, scuipă pe jos, fire armamă. Și care e problema ta? Așa e omul, cu pitiș pe creier, nu-i place Ghana. Adică de ce ar trebui să înțelegi? De ce ar trebui să fie prietene cu Rusia cineva? Că aici e altă țară. Sau nu e? Sau nu e? Nu știu, să mă rămânească și pe mine. Grupul pentru România e deținătorul adevărului și căii bune. Băi, pe ăștia când i-a ales? Restul suntem toți niște trădători. Băi, care ne uităm spre vest. Dacă citești textul ăsta, te apucă cu leșin. Nu mă apucă cu leșin. Pe deci mine mă apucă către conducerea colectivă a Federației Ruse, așa. Către domnul Vladimir Vladimirovici Putin, președinte așa. Al Federației Ruse, către ambasada Federației Ruse la București. Au trimis 3 scrisori în data de 25 martie de bună vestire, că așa, de sărbătorile creștine, dăm cu copita. Așa. Așa, și nu sunt singurii că i-au trimis și în China. Ca să nu ne dreptățim pe Xi Jinping. Totuși. Da, până să ajungem la China, să terminăm cu... O să spunem imediat cine e grupul. Deci scrisoare, asta a fost comunicatul numărul 9.
Comunicatul numărul 10 e trimisă de 1 aprilie și nu e păcăleală, către China, adresată președintelui Xi Jinping, premierului Li Qiang și ambasadorului la București, Han Chunlin. Whatever, trecem mai departe. Ăștia erau, cu ăștia cu China, hai vorbim și de China un pic. Că suntem clipă, sunt identice aproape scrisorile, păi, cerința, da, ca o cerință suplimentară pe China. Copipaste, copipaste, uite dai aici, cu oasele primă. Republica Populară Chineză, în paranteză, RPC, să ajute România să iasă din subdezvoltarea la care a fost condamnată de iudeo-occidentalii care au acaparat țara în deceniile de după asasinarea fostului președinte Nicolae Ceaușescu. Încă o dată, deci încă o dată, stați așa un pic. Atitudini provocatoare, da? Și dușmănoase. Da? Asta spune tot. Pentru că copiii ăștia care, nu știu dacă s-au uitat, copiii la noi, habar n-am, măcar vreo doi de prăsilă, dar când cineva spune că ai atitudini dușmănoase, dacă te uiți mai bine la el, sigur îi vezi dunga de la cașchetă. Aici așa. Cașchetă. Da? Dungă. Stai un pic. Fii atent aici. Și-a făcut operație estetică și nu mai vezi. Bueno, nu. Dunga aia rămâne. Da. E pe creieraș. Nu. Păi nu, că de acolo își mai revin ăștia. Nu își mai revin. Never. Poți să, dacă îi duci pe Marte și întorci, le dai... Știi, le dai 20 years back, știi programul ăla, 20 years back? Nu, că facem, dar o să zică lumea că ne-am țăcănit și noi. Nu, și tot așa rămân marcați. Știi cum e ăla? Știi ce e aia? Ce... Fraza aia vine de la Tau. Mm-hmm. Știi Tau? Ăsta e Tau. Ok? E și pe vizor. De diverse vizoare. Tau, în sfârșit. Ăsta e Tau. Bun. Să ajute România, China. Păi China închide tot felul de lucruri. Mă rog, altă poveste cu China. Ei săracii... Mai am ceva de punctat aici, pentru că vreau să... Poate oamenii nu vor să intre în... Le găsesc la mine pe perete pe amândouă materialele, dacă vor să citească detalii. Vreau să citesc fraza de final prin care îi se cere lui Vladimirovici să intervină România. Să preia puterea. Da, deci asta mie, dacă nici asta nu-i trădare, să-mi zică și mie cineva ce e trădarea. Tulburarea ordinii publice. Astăzi România a decăzut din statutul de colonie în statutul de teritoriu aflat sub ocupație militară străină. Dacă nu știai că te conduc niște militari. Sperăm, domnule președinte Vladimir Vladimirovici Putin, că veți ajuta România în momentele istorice viitoare foarte importante, care vor urma inevitabil, ca să redevină o țară suverană, care să se refacă și să fie o prietenă sinceră a Federației Ruse. Eu aș vrea să-ți răspund citând un mare gânditor al României. Semnat grupul pentru România. Da. Un mare gânditor, Maestru Coroiu, care zice așa, bă, dacă câștigă ăștia, ne-a dracu toți. Ok? Că noi facem un pariu aici. Și ei fac un pariu aici. Și vine Severin și zice, știți că sunt făcute liste, tararara, stai tu liniștit, Gigele, că listele sunt făcute și de o parte și de alta. Problema e cine le face, că... Sunt, ca zic așa, doi în jocul ăsta, pentru cine nu are de nici trei neuroni legați cu sârmă să înțeleagă, că sunt două chestii care au ceva de spus. Da? Acum, din ăștia doi, sau cine, două entități, o să câștige, ca să zic așa, vorba lui domnul Dragnea, decât unul. Că nu rata niciun decât din ăsta găunos. Nu le rata, dacă avea patru într-o frază, le dădea. Da? Decât unul. Și dumneavoastră, nu sunteți cu el. Asta pot să vă spun fără niciun fel de jenă. La prima întâlnire a membrilor fondatori au participat printre alții. Fii atent aici. Trebuie să spunem în ce an. 2015. E, adică grupul ăsta de năpârci de atunci. Nu, să nu folosim năpârci. Nu e năpârci. Rectific, te rog să-ți ceri. Da. Îmi cer scuze. Nu sunt năpârci. Putem să-i numim daci liberi? Da. Bun. Economistul Constantin Cojocaru a murit între timp. Well, there you go. Mai sunt și alte divine. Cezar Avrămuță, cine nu știe, Stegaru Dac. Domnul profesor. Stegaru Dac, care s-a remarcat la protestele împotriva lui Traian Băsescu, sub orice formă ar fi fost ele. Conduce organizația lui Șoșoacă pe București. Excelent. Virgil Bălăceanu, stai rudă cu fostul spital? Nu, generalul Virgil Bălăceanu, fost șef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei. Mhm.
care apare toată ziua pe la televiziune și ne povestește cum e cu războiul. Despre asta și vorbim. Avram Fițiu, nu știu cine e asta. Profesor universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, care niște texte pro-China, scade plafonul în cap. Domnul Fițiu, aveți grijă că... Am și discutat despre el într-o emisiune, ai uitat. Cu China e o problemă, că dumneavoastră sprijiniți în cazul ăsta un regim care taie oamenii pe burtă și le scoate organele pe viu. Mm-hmm. Și s-ar putea să vă cauzeze faptul că sprijiniți o asemenea atrocitate, pentru că, în general, overlordii galactici nu sunt de acord cu mizeria asta. Ca să mai vorbim că este îngrozitor de amorală, de obscenă, de tot ce vrei. Noastră îi susțineți pe ăștia și o să plecați odată cu ei și vă duceți exact acolo unde se duc și dânsii. Actorul Florin Zamfirescu. Care era și purtător de cuvânt. Excelent. Ca să vorbească despre băieții ăștia. Ziaristul Miron Manega. Pe care, ăsta, da, știi. Cum toată lumea Manega. Știe. Flacăra de pe rit nou. Marian Munteanu, preferatul meu, un alt filochinez. Fost candidat la primăria generală a Capitalei, a vrut să candideze, dar a vrut, a vrut sau nu a vrut? Că eu n-am mai înțeles dacă a vrut. N-am înțeles dacă a vrut cine l-a retras. Nu știu, nici de asta mă gândesc câte zile are Cristoiu, că dacă mă gândesc că au vrut să meargă și pe mâna lui Marian Munteanu, s-au răzgândit. A fost. Dă-l mai tare și închide-l, nu? Nu? Nu despre asta e vorba. Ok. Florin Colceac, profesor de matematică al geniilor românești. Și aici olimpicii noștri. Dar la Maria Munteanu, când mă gândesc că am ieșit pentru el în stradă în 90, îmi vine. Da, și eu am ieșit. Întreb, încă o dată. Și cât ce? De proastă? Nu vine. Păi n-ai de unde să știi că Maria Munteanu depusese, intrase pe rol de informator la securitate, semnase, nu? Când? În 89. Da. Mă, Mariane, numai proștii intrau în 89. Hai că am fost toți acolo. Adică, mă rog, ăștia doi care suntem noi. Deci să intri în 89, trebuia să fii mâncat, tată, de șoareci, rău de tot. Da? Și după, deci e ca și cum erai ultimul prost. Știi? Corect. E bun, adică ce mai intrai în 89? În 89? Cine mai era în 89? Adică cine cânta o sanale în 89? Bine, probabil că Florin Călinescu mai cânta în 89, lui Elena. Mai. Nu mai știu. Poate că până în 88, nu mai știu. Am și eu o vârstă, până la urmă, nu mai știu. În orice caz, trebuia să fii un amărât. Adică erai ultimul prost, ce să mai... Erai acolo și tu. Dar nu, erai la ușă, adică duceai țigări, astea. Bun. Fondatorii, Dinu Criste, Viorel Gligor, Marian Ilie, frumos Marian Ilie, Tudor Ionescu. Da, bun. Mulți dintre fondatorii inițiali au negat vreo legătură cu comunicate trimise Rusiei și Chinei. Vezi ce înseamnă? Vezi ce înseamnă să fii prost? Te strângi în 2016, da? Înfierezi iudeo-masoneria oculta. Așa au făcut-o. Pă, o satura asta e de atunci, să ne înțelegem. Păi, n-a căpătat-o acum. Spui, deci cine? Da. Ăsta e purtător de cum Florin Zamfirescu? Ăsta au fi compus textul? Nu știu cu atitudinea dușmănoasă. Acolo e făcut la grădiștea, secția veche, cabinetul vechi de la grădiștea, da? Școala veche. Da, stai că mai sunt pe aici, fiară în ce aici, pe listă, mai sunt. Dinu Giurescu, Ilie Bădescu, doctorul Dan Punic, politologul Cristian Pârvulescu, care neagă. Nu știu cum a ajuns numele lui. Uite, manifestul grupului, că a fost un manifest, a fost citit de Florin Zamfirescu, inclusiv la Realitatea TV, la emisiunea lui Rareș Bogdan. Și Traian Bogdan l-a lăsat să spună prostiile astea. Că nu era scrisoarea lui Putin, dar tot anti-iudeo-masonică era toată povestea, știi? A făcut un manifest din 2015, o mocnesc băieții. Acum se produc 2020. Da, la anul fac 10 ani de la înființare. Însă ai seama de când stau ei acolo și... Eu tot spun lui Costin Andreeș, băi, stai mă, că listele se fac singure, știi? Și după aia zice Severin că poate că să zică că după mine s-a inspirat când a zis zice Bogdan întrebat, zice am realizat peste 3000 de emisiuni, dar nu înseamnă că mi-am însușit opiniile tuturor invitaților. Senzațional! Și ce? I-ai spus băiatul, i-ai luat l-ai desfăcut? L-ai desfăcut bucăți? I-ai decablat, i-ai spus rugăm parchetul general să se gândească de când avem noi ocupație militară în România, să ne povestească și nouă ce și cum. Membrii grupului, zice Oana Despa, încă o dată fata asta merită o grămadă cafele. Încep din 2024 să dea comunicate periodice numite comunicatul numărul 1, 2, 10. Așa era la poliție, doamnă Despa. Ce, nu știa, scrieați mică, rău de tot. Da, așa era. Da? Regizor Dan Puric, virgulă, actor și regizor. Știi cum se cheamă strada asta, nu?
poet cu tare, cu tare. În sfârșit, avocat Adrian Toni Nacșu, fost membru al CSM, judecător Gabriela Baltag, fost membru al CSM, da. Ilie Șerbănescu, mă rog, decedat, dar și alții. Dar care astăzi se visează președinte al României, trebuie zis. Măi, încă se visează, să știți că se visează... Profesorul se visează Corvin inter... Lupu. Ei, da. Altă figură. Ăla era cu China. Da. It's ok. Adrian Toninac și marea speranță a justiției, ce mai credeau jurnaliștii în el pe vremuri. Da? Da. Bine, doamna ce... Baltac, știm ce scrie, scrie multe texte, aiurea. Profesor Ioan Roșca, Ilie Șerbănescu, decedat. Recent decedat. Daci liberi. Lingvistul Mihai Vinereanu. Da? Daci liberi. Profesor. Ok? Daci liberi. Nu știu, tu simți? Că eu încep să simt. Măi, eu simt că se dezic. Dan Puric zice, până și el spune că s-a cam... Numai? Da, nu mai. Stai că-ți spun eu ce zice. Adrian Tolineașu spune, nu am semnat nicio petiție, nu am discutat pe marginea ei. Da. Am avut niște contacte acolo, nu m-am regăsit, zice doamna Gabriela Baltag, nimic din activitatea mea publică nu mă leagă de acțiuni proputiniste sau agresive anti-europene. Ar fi o dezamăgire să fiu legat de astfel de acțiuni, zice tot Neacșu pentru Europa Liberă. Stai să ajung la ce zice domnul Zanfirescu. Spune că i-a fost trimis comunicatul numărul 9 după retragere. Iar acest document reia ideile comunicatului numărul 3. Adică ei au făcut un alt comunicat. Copii-paste, da, dai cu mistria în coaste. Eu ți-am zis, zice, nu e bine. Zice domnul Zanfirescu, la care altfel vă uitați. Nu știu dacă se uită stimabilii. Mulți, nu, ai noștri. Ai. Mulți români. Da, acum să împărțim în ai noștri și ai lor. Nu sunt toți ai noștri. Da, tot. Da? Chiar și aia care sunt mai proști. Proștii noștri, mă. Nu asta e drama? Încearcă să o scadă. Spune, nu am fost de acord cu ultimul comunicat citit de mine, numărul 3. Da, avem o situație grea, nu e, dar a te adresa adversarului așa cum o propunea cel care a scris comunicatul este impardonabil. Deci este adversar UE, care ți-a dat aproape 90 de miliarde de... Nu, cred că ăla sunt adversarul, este Vladimirovici. Nu. E, vezi, nu știm, că nu putem să... Știi care era treaba cu China? Știi de unde vine asta? Știi cum e gogorița asta? Ei au produs, încă o dată, cartea lui Golițin spune verde în față și mă chinui de vreo două săptămâni să traduc un film, dar nu se va întâmpla foarte repede. Pus pe Counterpunch, pe secțiunea Counterpunch de pe POC TV, de la New York. Și filmul e făcut de un neozeelandez pe care el tot timpul uit cum îl cheamă. Mai în vârstă, cred că în jur de 70, dar, cum să zic, e o mină de aur omul ăla, apropo de mișcarea comunistă internațională, în special partea din lumea anglosaxonă. Și el zice așa, Anatoli Golițin, băiatul care a fugit și care a scris cartea New Lies for Old, și cred că a mai scris una după aia, The Deception, The KGB Deception, ceva în genul ăsta, zice așa, asta scria în cartea înainte să se întâmple totul. Vor crea o schismă pentru că vestul caută oameni care să iasă din bloc. Recunoști cumva interpretul, da? Dar și Golițin zicea, vedeți că e țeapă. Vă luați țeapă. Și o să trageți pățevușcă, spioni pe care îi credeți loiali Occidentului și că cu ei s-au desprins că ai vers pe pereți de blocul cu ala și sunt spioni. Și o fac precis ca să infiltreze în partea cealaltă, pentru că vestul era leșinat să vină cineva la ei să recunoască că ei sunt the good guys, să se dezlipească de Imperiul Răului care a rămas. Da? Ăștia erau... Și povestea, și spune omul clar, povestea cu Ceaușescu este o gogoriță. Faptul că Nixon a mâncat-o se datorează faptul că era prost. Ok? Vorbește de Angleton, de la CIA, care era singurul om care zicea, băi, vedeți că e gogoriță, terminați cu prostile. Știi ce au făcut cu el? L-au ars. Între coloane, nu știu, dar l-au ars sigur că a dispărut de acolo. Și au venit niște tipi care au zis, no, toate astea sunt conspirații, nimic nu e adevărat. Aș vrea să mai spun două lucruri din textele astea. Asta era cu China. De asta ei vin și spun, ajutați-ne să ne nu știu ce, pentru că
se presupunea că blocul chinez ajuta România și Albania. Imaginează, cele două democrații de stămintea în loc din Europa de, în rahatul ăsta de Levant, da, erau sprijinite de Mao, ok? Și de Li Pan. De aici vine treaba cu China și e un fel de underground thing, care e un fluviu așa între noi și chinezi. Asta e foarte ciudat, nici eu nu știu prea bine ce-i cu el, dar e acolo, îl simt, așa, știi? Când pun mâinile așa, cum zicea patriotul respectiv. Îl simt. Tu nu vrei să simți nimic niciodată și de-abia aștept să tac ca să începem. Poftim, spune, că până la urmă știu că tot ai să spui. Nu pot să nu spun oamenilor ce scrie aici. Deci, singurul îndrăzneț, singurii doi îndrăzneți care asumă, că restul s-au retras. Există? Ai găsit doi? Da. Eu, nu. Deci Miron Manega și povestește și de ce. Păi nu, e important, că vedem cum gândesc. Și cu domnul Cezar Dinu Avrămuț, Stegaru Dac. Fii atent ce spune, cum înjignește inteligența domnul profesor Cezar Dinu Avrămuță, care nu lipsea la niciun meeting anti-Băsescu, de pildă. Grupul a conceput, grupul, că ei nu mai spun cine este, că unii au plecat, noi. Alții au venit, noi. E ca și domnul Severin. Grupul a conceput textul comunicatului ca fiind util și necesar intereselor profunde ale României. Pentru înțelegerea comunicatului este nevoie de cunoștințe profunde de istorie, relații internaționale și securitate internațională, iar politicienii de la Kremlin și Putin ar avea capacitatea de a înțelege acest lucru. Adică noi suntem atât de proști, că nu pricepem ce e acolo, dar țarul știe. Țarul știe ce face România, noi nu știm. Tătuca știe tot, mult mai. Și ne spune Dinu Avrămuță că s-a retras Dan Pulic și Florin Zanfirescu, care încearcă acum să spună, vai, noi avem o problemă cu vestul, dar nu i-am trădat. Au făcut-o prealată. Au făcut-o. Și dar Manega e și mai tare. Manega este minunat. Zice așa, recunoaște că a semnat demersul și zice, există acum în lume doi stâlpi ai suveranismului. Donald Trump, candidat la președinția SUA, și Vladimir Putin, președinte al Federației Ruse. Existența acestor repere mondiale ale suveranității face posibil suveranismul statelor mai mici, cum e România. Numai că Donald Trump e departe și nu este încă președinte, Vladimir Putin, în schimb, e președinte, e lângă noi și e puternic. Așa e. Și mai e o chestie. Are tot petrolul României, că l-am dat noi. Are și tezaurul, că l-am dat noi. Bun, asta l-a dat ceilalți, nici măcar nu știau ce fac, dar... Și mai dar nu-i destul că ne scoate, știi faza cu Nisa Gazprom? Nu. No. Nu e destul că în Marea Neagră nu ne-au lăsat să ne scoatem gazul sau petrol sau ce mai avem pe acolo. Încep pe uscat să exploateze zăcăminte. Știrea, săptămâna asta a fost știre. Pentru că Gazprom Neft, care e filiara de la Belgrad a Gazpromului, a obținut concesiuni în Banat, a găsit și petrol și începe să exploateze. Trebuie. Pentru mama Rusie. Nu, pentru noi, de dragul nostru. Da. Așa. Ca să știți, dragii mei, că sunt și doi oameni pe care ei s-ascund și nu spun. Sunt mulți auriști veniți în grup, dar doi dintre... viitorii miniștri într-o eventuală guvernare AUR sunt semnatari. Avram Fițiu este propunerea pentru Ministerul Agriculturii și a fondat în 2016 acest grup. Și profesorul Florin Colceag, care a format atâția olimpici și nu știu, la el e ca la Ilie Șerbănescu, de nu înțelegi nimic, ar fi ministru al educației într-un eventual guvernaur. Iar dacă nu murea Șerbănescu, Ilie Șerbănescu defunct, încă n-a fost îngropat, era propunerea AUR pentru Ministerul Finanțelor. Da, la 81 de ani. Da. Thank you very much. Păi altfel ne luăm de Trump. Nu, pe Teodorovici l-aș vrea eu acolo. Cu manșetele lui cu tot. Fii atent aici, frază. Dacă nu-ți place asta, nu știu ce să-ți mai place. Ierusalimul va fi un oraș rusesc sau nu va exista deloc? N-ați o friptă? Ghici cine a zis chestia asta? Păcat că nu avem concurs interactiv, că aș fi în stare să-și premiez dacă ar ghici. Nu, că se caută pe net. Oamenii deja în căști, în alea, nu mai știu. Nu e ca pe vremea noastră. Da, Alexei Dugin, băiatul care... Deci omul ăsta... Aș putea să-l numesc acest Gelu Voican al Rusiei? Da. Aș putea, nu? E la fel de confuz. Păi tot săptămâna asta a fost în circulație chestiunea că noi, în secret, guvernul de la București se unește cu Moldova. Să știi.
să reții. Eu aș vrea să mă însor cu Maia Sandu, dar nu cred că vrea, n-am trebuie întrebat-o. Să le vrea și ea. E cam bancul ăla, dar ea știe. Ea știe. Da, eu aș vrea, dar nu știu dacă vrea, că mi se pare o ființă minunată. În orice caz, Dugin sigur s-a unit cu Deliru. Sigur, da. Sigur s-a unit cu Deliru. Și știi care e problema? Nu se mai despart. E trainic, da? Filozoful, zice adevărul.ro, ăsta spunea ceva de genul omoară un iancheu. Îi îndemna pe ruși comunitatea internațională, să omoare americani. De ce, mă, ăia nu-s oameni? Numai rușii din sunt. Din punctul lui de vedere, nu se. Omoară un iancheu, dar îi îndemna pe față, deci cu cuvânt și subiect și predicat. L-acuză pe premierul israelian Benjamin Netanyahu de crimă religioasă. Nici nu știi ce înseamnă asta. E destul de vag. Folosesc termeni ciudați ăștia. Și a prezis un viitor rusesc pentru Ierusalim. 6 aprilie pe canalul Telegram. A atacat din nou Israelul și iudaismul. Fii atent ce zice. Și așa îl vezi că e prost. Printre altele, el a scris: Bibi, adică Netanyahu, îi distruge pe toți. Atât pe cei vinovați, cât și pe cei nevinovați. Pentru că așa îi spun Tora și Talmudul să facă acest lucru. Ode? Acum, ca, nu știu dumneavoastră cum stați cu citarea, dar Tora e una și Talmudul e cu totul și cu totul altceva și dacă eu personal consider că Tora este Cartea Sfântă a Iudanismului, despre Talmud nu vreau să intru în detalii, că e nu... S-ar putea ca unii să nu fie de acord. De când a devenit acest iudaism rabinic, care s-a, să folosesc un cuvânt neutru, care s-a transformat de-a lungul anilor, colaboratoarea mea râde, ia în considerare Talmudul. Treaba lor, fiecare. Dar să le pui împreună e complet, complet dus cu Pluta. Bibi nu-i distruge pe toți și nu-i spune Tora și nici Talmudul și cred că Bibi e cu Talmudul, nu cu Tora. Oricum ei îl așteaptă încă pe Mesia. Să ne toți îl așteptă, da, toți îl așteptăm pe Mesia. Păi unde așteaptă să se reîntoarcă și ei încă îl așteaptă că n-a venit niciodată. Stai asta puțin. Nu contează, e mai puțin important, că aici e un clench. That's the clench. Da? Înțelegi compasiunea? Da. Nu știu dacă înțelegi compasiunea. Compasiunea e că, ce mă, l-a spus pe cruce? Păi îl trimisesem, da, ok, vă l-a spus pe cruce, ok. Nu contează. Adică nu contează, nu în sens că nu contează că, ok, e whatever. Nu, 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 nu. E trist, dar bun, în sfârșit, cam așa. Da? Cu alte cuvinte, li se oferă tuturor încă o șansă. Da? Nu știu dacă lui Dugin. Acesta este un oraș rusesc, zice Dugin despre Ierusalim, virgulă, mama tuturor orașelor. Ierusalimul va fi un oraș rusesc sau nu va exista deloc. Iar cel care îl conduce va fi țarul rus. Da, bă, nu, e așa, nu e așa că ce rost are o lume fără Rusia? Nu e același lucru? În primul rând, mama tuturor orașelor. Bine, asta e o chestie cu mama tuturor orașelor, dar vreau să că nici măcar nu e așa. Îmi pare rău să demontez toată chestia asta. Cred că faceți, umflați gogoașa asta mult prea mult. Da? Ierusalimul nu este primul oraș pe planeta asta, de niciun fel. Și nici cel mai important. Da? Vreți să vă spun eu care e cel mai important? O să vă spun într-o emisiune viitoare. Da? Nu e Ierusalim. Nici măcar nu e în Orientul Mijlociu. Da? Da? Sunt foarte curioasă. Tărtășești e cel mai important, da? Aole. Da. Păi, nu știi că a doua venire o să fie la Tărtășești? Nu știi asta? Nu. N-a scris Coruț asta? Dar nu știam că la Tărtășești. Florin Călinescu unde e născut? Nu e, e în Timișoara. Nu, Timișoara nu. În Timișoara s-a născut. Nu, nu, nu e în Timișoara. Nu, în Timișoara s-a născut. Deci nu e acolo. Îmi pare rău, s-a născut prost. Funar l-a născut pe Iisus cumva pe Îmbucegi. Da, la... Înțelegi? Deci, unde? La adică, omul, cred. Păi, dar de la Funar Citire nu e născut în Israel Iisus Hristos. E născut în România. A plecat cu trenul. Nu e evreu. A luat trenul, s-a dus cu trenul. Cu Pluta a plecat. Cu Pluta suntem duși rău de tot, dar și mai prost e că fluviul ăsta nu se întoarce deloc, deloc. Tot sper, dar nimic. Da, Claudiu Târziu, la Târgoviște. Cum? Măi, să știi că orașul Târgoviște e un oraș special. Da, e un oraș foarte special. Acum, na, ca de orice oraș. De aia s-au și dus acolo. Da, deci,
Te mai duci și mai... Aia nu... Actuala Comisie Europeană nu este altceva decât noua poartă, în altă poartă, și acolo se clocesc ideologii criminale. Nu e decât un porc. Da. Și se plătește tributul. Și după aia a încercat să o îndreagă și să zică că ei nu sunt, sunt anti-eurosceptici și anti-UE, ci sunt real-UE. Adică ei vor o Europa unită, cei de la urmă, nu le place birocrația Europei. Mă, asta cred că a citit. Dacă ne dă bani, le place, mă. Asta e problema mea. Între timp, noi vom cuceri Kievul și ne vom întări dramatic. Îmi place asta cu dramatic. Are simțul ăsta dramatic rusesc, e cu totul ieșit în balamale. Cine târziu a zis asta? Dugin. Acolo va veni Trump la Kiev, probabil. Deci ori vine Trump acolo, sau începe un război civil în SUA. Și lumea va fi deja diferită. Măi, războiul a început de câțiva ani. În orice caz, asta se cheamă să fii însurat cu delirul. Pe omul ăsta, știi când a vrut să... L-au chemat, penultima oară l-au chemat, 2015, m-am dus, dar n-a venit. A venit soția pe calea undelor. Era plin de oameni de la loje. Dar nu știu ce loje erau acolo, că erau toți întunecați. Știi cât de întunecați erau? Erau negri la față, frate. Întunecați și triști, așa. Și arătau toți. Știi cum arătau? De cei că sunt funcționari la pompe funebre. Cu ce aveți, mă, ce cu postura aia? Un zâmbet, o floare, o rază de soare, nu vedeai pe fața lor. Negri. Bă, ce lojă sunteți voi, mă, care faceți treburile astea? Că sunt și lojă astea de toate culorile. Da? Unii sunt veseli, unii sunt, nu vreau să zic gay, că are o conotație din asta sexuală, da? Sunt veseli, sunt dezinvolți, sunt adună, fac, construiesc. Ăștia tot așa, ca, știi cum e cu aparența ta de ciocli? Nici nu știu ce lojă era și nu o să știu, da? Cert e că Gelu Voican era acolo. Genoniști, și câte genoniști sunt? Și ăsta Dugin e genoniști. Dar crezi că a citit ceva din René Guénon? Bă, dar ăștia, ăi mai găunoși la gândire, bălângă-ne pe Guénon, nu știu dacă ai observat. Ceva inspiră pe ei, băiatul ăla. Acolo este o poveste, René Guénon. Nu știu. Nu, stai puțin. Ceva nu e în regulă. Păi spune ce nu e în regulă. E un spirit. Să-ți spun eu ce nu e în regulă. Cineva care trece de la creștinism la islam. La islam. Scuzați-mă, adică Vasile Lovinescu, de urma corespondenței cu René Guénon, a trecut și el, că nu s-a spus oficial, era exilat la Fălticeni, dar în ultima perioadă a vieții, puțin știu, că a trecut și el la islam la rândul. Da, vezi, asta se cheamă, ce e asta? Ce duhuri sunt astea? Gin din ăia din deșert, da? Care îți iau mințile și joacă zaruri cu ele, da? Fac barbut, uite așa, dau cu ele, da? Asta e problema. Deci asta e problema. Acolo e problema, da? Pe unul nu vezi din biserică aia să se ducă să facă ceva. Stai, mă, puțin, că s-a supărat Chiril și a ieșit iar să recâștige pozițiile pierdute. Îi se pare că e pus în corzi și de ce face Patriarhia de la Kiev și de cea de la București. Iar Dugin, apropo, Dugin o ține un Gaia Matsu, cum că o ramură de oameni adepți lui Dugin spun că vom împărți Ucraina, toți vecinii, printre care și România, da. Dar cealaltă nu, zilele astea veche, da. Le-au reîncălzit. Propaganda rusă e în priză, că e în derulare, asta spune gazeta lui Dugin, e în derulare un plan secret prin care autoritățile de la București vor să se unească cu Republica Moldova pe sub masă. Și cu Kazahstan. Să nu știe nimeni. Dar nu știm noi, atât de secret că nici ei nu știu. Întrebarea mea este următoarea. Oare domnul Cuzmin, care e în doliu acum. Da, să-l lăsăm. Da, dar oare domnul Cuzmin e la curent cu toate năzbâtirile astea? E sigur la curent. Cu toți băieții ăștia care sunt în grupul pentru România, că el a primit scrisoare de la ei, nu? Doi oameni ajută euroatlantismul în România de ani de zile, da? Unul e Traian Băsescu, al doilea e Cuzmin. Nu știe că joacă în feluri diferite? Unul pe față, altul pe dos, așa, deci nu știu, e complicat. Acum, ce-ai spus tu acum, nu poți să pui egal între ei, că sună ca dracu. Poți să pui egal între ei într-o oarecare măsură. Petre Roman. Dar, numai că, deci, domnul Cuzmin, să nu, că nu aș vrea să insult un minunat. Domnule Jung zicea așa, ori pui mâna pe subconștient și ți-l faci conștient, da? Adică, cum ar fi zis, conștientizezi inconștientul. Da, să știi că e foarte greu.
Ori inconștientizezi conștientul, ori conștientizezi inconștientul. Au! Da? Deci sunt migudiuri. Deci, la momentul ăsta... Sau cum zicea părintele Galeriu, să știți că nici n-am băut nimic, că e asta, cu post, cu astea. Deci, părintele Galeriu zicea așa, ori devine fiziologicul duhovnicesc, mm-hmm. ori devine duhovnicescul fiziologic. Da? Nu. No. Mache, mă auzi? Te aud. Nu, Mache, nu tu. A, Mache de la... Mache porcu. Aveți grijă Mache, cu... Mache porcu, uite o dosie, să ne înțelegem. Că aveți grijă Mache cu... de la Bursa. Să nu zică că... Nu, Mache porcu. Dar nu-l poreclim, așa... Asta e numele lui și l-a schimbat că dădea nasol să te cheme. Este numele ăsta pentru că Dumnezeu mai și râde. Ok? Bine, este ora 9, pe înserate. Vă urăm, sperăm că v-am... Nu știu, că v-am făcut să râdesc, că altceva nu știu ce putem face. Deci o țară în care, la ce să mai discuți? Când desfințezi păcănelele în orașe mai mici de 15.000 și în Alea Mare unde merg de fapt și duduie, ce faci, le lași? Tai impozitele la concediile medicale. Și faci, încep să faci rahii, la care bol, da, la care bol, nu da, e ca la piață. Da, pensiile, pe excepție. Da, pensiile speciale, pe alea. Nimic. Pe alea nimic, da? Tată, da, da, nimic. De ce? Pentru că noi, spre deosebire de ei, ăștia albii care sunt așa, sunt speciali. Da. Ei spun că sunt elitele. Mă. Noi ăștia care suntem de rahat, așa, mai nespeciali de toată jena, da? N-am avea nevoie de pensiile alea, de niciun fel. Nu te supăra, e an electoral și pentru, dă bine să-i spui omului, facem 3.300 de lei salariu minim pe economie. Și după aia să zici, stai că m-am răzgândit. Stai, dar ce îl dă statul? Că nimeni la stat nu-i plătit cu minim pe economie. Privatul plătește pe minim pe economie. Asta e, păi de unde plătește, știi, el 3.300? Avem o grămadă de lucruri de discutat până joi. Putem să mai încă două ore emisiunea asta. De exemplu... Nu, am spus ca idee de ce politicieni avem. Da, dar încolo de politicieni, că nu despre ei e vorba, e vorba nu, despre noi. Dar sunt economia românească, asta încercam să spun. Eu pe Solomon l-aș lua și pe Codruța, pe asta, pe doamna primăreasă din Craiova, pe Olguța. Pentru că ei au făcut mârlănia aia cu pensiile aia, nu o să uită în sfârșit. Și nu o să uit să vorbesc joi neapărat de Puiu Popoviciu, pentru că mai nou de este... Puiu Popoviciu și de niște nefericiți de la PNL-ul, deci... care vor să ne photoshopeze la greu. Cu doctorul Bode în frunte. Mai Bode ăsta n-avea o poveste cu un certificat? Ba da, cu un doctorat, cu un certificat. Nu, doctorat nu mai contează. Nu mai... Cum adică nu mai contează? Doamna aia cu ochi frumos se mă ocupă de doctoratele lor. Păi mai are cineva vreo 80.000 de doctorate în România pe praful ăsta? Ce vorbim? Emilia Șercan să mai scoreze, nu mai interesează pe nimeni doctorate. Toată lumea ne-am dat seama că sunt plagiatori, like, pe bandă. Da? Tu țară unde se dau diplome de medicină, da? Doctorate? Who the fuck e, ce doctorate? Deci ei fac doctori pe niște tipi care habar n-au, înțelegi? Vrei să vorbim de lipsă de responsabilitate? Nu vreau doctorate, nu-ți folosesc la mare lucru în principiu, dar să tai oameni pe burtă sau să știi să-i tai sau să nu știi, te gândești că e o diferență. Corect. Asta e țara. Permise auto, da? Pf, la greu, care-i treaba? 2.000-3.000 de euro. Și ești pe stradă și calci tot ce întâlnește în care. Permise auto. Da? Nu știi la analfabet, că la VDSM nu știi ce înseamnă. Au băieții bani de permis, au băieții bani de BMW. Ia-o și du-te. Deci nu vorbim de România, că nu. Ne-mbolnăm. Dar nu știm ce să mai facem și am zis că să ne hlizim împreună, dacă nu altceva. Nu, dar asta trebuie spuse, pentru că și cu asta chiar închei. N-ai mai zis odată asta. Uite, nu m-am ținut de cuvânt. Vezi că nu ești colaborator. Așa, nu sunt, nu sunt onestă. Doamna Oana Despa spune, a scris povestea. Normal, presa care e pro-occidentală ar fi trebuit să reia ancheta. Cine? Noi am reluat-o. Cine a reluat? Voi ați reluat. Da. Epoch Times, da. Adică noi, că și eu sunt tot Epoch Times. Da, nu ți-am zis colaboratoare. Dar altcineva? Vrei să fii, mama, este altcineva? Nu-ți place. Nu. Altcineva mai reluat-o? Nu cred. Aha.
Păi da, ce? Care, ce vin la mine că ce, asta e o știre? Păi că este o știre că Spot Media să dă vestică, Ziare.com să dă vestică, da. G4 Media să dă vestică, o mulțime de chestiuni să dau vestice, dar n-au, nici măcar n-au zis așa, în pasant. Nu, mai sunt și sunt rațiuni de tat, nu știi tu, ești copilă. Nimic nu știu. Ești copilă, da, ăștia au senzația că dacă vorbești despre ei, le faci reclamă. Adrian Stus, nu știi, nu. Are nevoie de încă 25-45 de ani de presă. De presă, ca să... Noi urăm să rămână acolo, pentru că vom avea nevoie de ea, pentru că listele nu sunt alea pe care le vrea domnul Severin, sau sunt, dar nu știu. Știi care e treaba? Că tu când zici că... Nici nu știu. E o reflexivitate. Știi când tu zici una... știi, tu acuzi și vine înapoi și uite așa, e complicat. E cel mai bine să fii cu minte și să închizi emisiunea asta odată, că deja da. Nu vreau regia. Seară bună, vă dorim. Am lungit-o mai puțin față de alte. Pe joi. Mm-hmm.